Consilierii locali s-au întrunit în sala mare a primăriei în ședința ordinară pe luna mai. Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate, mai puțin unul, care a fost retras în urma unor discuții aprinse de către primarul Elena Lasconi. Proiectul de hotărâre în cauză face referire la regulamentul și taxele percepute de către administrația locală pentru reclamele și publicitatea de pe domeniul public. Arhitectul șef al primăriei, Mădălina Zăgărin, a lucrat mai multe luni la întocmirea unui regulament care a fost supus dezbaterii publice, însă nimeni nu a adus completări sau sesizări. Discuția din cadrul ședinței Consiliului pe marginea acestui regulament și a taxelor a adus-o consilierul Cristi Crețu, care a subliniat faptul că planul de urbanism general nu este actualizat. Prin urmare, nici regulamentul prezentat nu își are rostul. Arhitectul șef al primăriei a argumentat faptul că o îmbunătățire a afișajului stradal trebuia făcută, deoarece din punct de vedere al acestui aspect, câmpul lungul se află undeva prin anii 90. Ce am făcut noi prin acest regulament nu a fost să-l mulăm pe Pug, însă Pugul este o documentație existentă aflată în vigoare la care suntem obligați să ne referim. Acest regulament însă a avut la bază legea afișajului stradal, legea 185/2013. La momentul acesta, afișajul stradal în Câmpul Lung este la nivel de post-revoluție, anii 90. Ce încercăm noi prin acest regulament este să aducem afișajul stradal din Câmpul Lung în 2013 și să respectăm o lege care e în vigoare în România din 2013 și care în Câmpul Lung nu se respectă. Singurul lucru pe care ține cont legea, regulamentul nostru referitor la Pug este marcarea celor două zone, zona restrânsă, respectiv zona lărgită. Deci zona care are un afișaj de publicitate mai riguros față de zona care are un afișaj de publicitate mai permisiv, pentru că în Pugul respectiv s-a delimitat un sit istoric protejat care nu o să poată fi schimbat niciodată decât printr-o documentație extrem de stufoasă de declasare. Discuția a fost continuată de către consilierul Dan Șain, care a avut mai multe obiecții legate de acest regulament și de taxele impuse. Hotărârea asta, cred că în fiecare pagină de câte 10 ori. În primul rând, necesitatea acestui regulament este extrem de mare. Aveți dreptate, e haos în publicitate în oraș, nu e ce trebuie pentru un oraș istoric. Însă, așa cum am văzut acest regulament, nici nu va fi. Dacă noi vom respecta an literam acest regulament, vă garantez că în 90 de zile de la publicarea lui, toți proprietarii de casete luminoase, reclame de pe centru, sunt în penal. Și vorbesc foarte serios ce spun. În penal, nu în tribunal. Nu se va respecta niciodată acest regulament. Nu are cum să fie respectat. Pentru că este primul regulament pe care îl văd și am comparat cu destul de multe, primul regulament în care, de exemplu, o terasă nu poate să aibă acea capră cu meniu în fața terasei, în Câmpul Mușel. Se poate la Roma, se poate la Paris, se poate oriunde în lume, dar Câmpul Lung nu. Este interzis în zere 1 orice afișaj autoportant de tip frame. Nu, este interzis. Nu e acceptat. Și vă citesc. Deci, în primul rând, știu că eu l-am scris. N-am cerut răspunsul încă. Aveți timp, o să-l dați, eu vreau să vă citesc acum motivele pentru care nu sunt de acord cu acest regulament. Motive de formă e că se scrie Câmpul Lung cu literă mică. Motive de formă e că nu m-am mai prins în ce an sunt, că ba e 2022, ba e 2023, ba e 2024. Motive de formă e că am văzut scris regulamentul cu regulament cu majuscule și UL, articolul cu litere mici. Asta e de formă. Nu contează. Se pot remedia, se pot scrie cum trebuie, poate să stea cineva să piardă o vreme să îl corecteze. Articole de fond. Faptul că noi rectificăm un document din 2017 făcând referire la anii 90 și tot documentul face referire la anii 90, nu mi se pare ok. Puteam face referire și la anii, nu știu, 1400. E același lucru. Au crescut numărul de clădiri. Da, au crescut. Așa este. Nu. Dar, de fond, sunt multe. Și aici am să vin să vă spun. De exemplu, o chestie simplă. Se interzic display-ele moderne, vorbim de
așa, se interzic display-urile de pus în vitrine, în locurile vitrate. Și se acceptă la 0,5 metri în spatele geamului. Cum discuțiile au fost destul de aprinse, cu argumente pro și contra, primarul Elena Lasconi a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Li s-au acordat consilierilor un răgaz de 2 săptămâni pentru a veni cu completări și propuneri la acest regulament.